Salutare prieteni, bine ați venit pe canal de YouTube Cezar Outdoors. În acest video vreau să vă arăt câteva tehnici eficiente și sigure de utilizarea toporului în gospodărie și în camping. Iar în acest sens voi folosi două topoare 100% handmade, made in România. Sunt forjate manual și cozile sunt făcute manual. Sunt două topoare făcute de doi meșteri români. Știu că mulți o să mă întrebați despre ele și o să vreți contactul meșterilor, pentru că am experiența altor videouri despre unelte pe care le-am făcut aici pe canal de YouTube. Așa că primele linkuri din descriere sunt către paginile lor de Facebook, unde puteți discuta și lua legătura cu ei pentru a vă comanda și voi aceste topoare, dacă le vreți și dacă credeți că vă sunt utile. Mai departe vreau să vă arăt câteva tehnici pe care eu le utilizez. Sunt mai multe, dar acestea le utilizez eu pentru a fi eficient și pentru a mă proteja atunci când folosesc aceste unelte aici în gospodărie, la cabană, dar și când merg și fac camping în sălbăticie. Un topor este alcătuit din capul de topor și coada toporului. O coadă bine făcută are mereu fibra lemnului, aceste dungi care arată direcția fibrei, din capăt, dintr-un capăt până în celălalt. Asta îi oferă o rezistență mult mai bună. Iar pentru o bună fixare în mână, este recomandat să aibă această curbă aici. Și în felul ăsta toporul stă foarte bine, foarte bine fixat în mână. Teaca toporului este foarte importantă pentru că îl poți căra și îl poți depozita în siguranță fără să risci să te tai sau să tai alte obiecte. Un topor nu se depozitează niciodată în felul ăsta. Nu se lasă pe jos. Cea mai bună metodă de a depozita un topor atunci când nu-l utilizezi este aceasta, cu teaca pe el și cu coada în sus sau înfipt într-un lemn. Când spargem lemne sau când crăpăm lemne, e foarte important să folosim și toporul potrivit în funcție de tipul de lemn pe care îl avem. Eu acum tai lemne de grosimea asta și mă descurc foarte bine cu acest topor. Dar dacă ar fi trebuit să tai lemne de dimensiunea bușteanului pe care le sprijin, atunci ar fi trebuit să folosesc un topor mai mare, mai greu, cu o coadă mai lungă, dar și cu un profil special făcut pentru spart lemn, adică puțin mai gros. Acesta este un topor de doborât, nu este un topor de crăpat, dar e un topor foarte versatil și foarte bun pentru camping și lemne de această grosime se sparg extrem de eficient cu el. De asemenea, pentru a fi mai eficienți, este foarte important să punem lemnul pe care îl spargem pe un buștean gros, solid, astfel încât lemnul se crapă și mai ușor, pentru că vibrațiile nu se mai transmit în pământ, se transmit într-un obiect solid și se întorc la loc, se întorc înapoi și lemnul se crapă mult mai ușor, iar toporul este protejat, el se oprește în buștean după ce a spart lemnul, nu se duce în pământ și protejăm lama în felul ăsta. Când folosim un topor cu coadă scurtă, trebuie să avem foarte mare grijă la picioare, pentru că el, dacă trece de acest buștean,
sunt foarte mari șanse să ajungă piciorul nostru, da? O variantă de a ne proteja este să stăm cu picioarele depărtate și să tăiem pe mijloc, da? Altă variantă este să ne așezăm în această poziție, într-un genunchi, iar din această poziție toporul nu va mai trece spre picioarele noastre, se va opri maxim în pământ, da? Deci se oprește în aceste lemne. Și de aici putem tăia foarte ușor, folosind această tehnică. Da? Dar putem și sparge lemnul extrem de eficient. Un procedeu foarte eficient atunci când spargem lemne este ca în momentul în care lama atinge lemnul, noi să facem o mișcare într-o parte, da? Deci o mișcare foarte rapidă și de precizie. Este un procedeu pe care îl poți stăpâni după ceva mai mult exercițiu, bineînțeles. Deci, în momentul în care toporul atinge suprafața lemnului, toporul trebuie să facă o mișcare în acest sens, da? Într-o parte, pentru a degaja mai bine și a sparge mai eficient lemnul. Varianta rapidă arată cam în acest fel. Nu trebuie să pui la fel de multă forță și lemnul se sparge extrem de ușor. Lemnele, în special acestea de dimensiuni mai mici, buștenii mai mari, nu ai nicio șansă cu această tehnică. Acolo, cum am spus, ai nevoie de topoare mari, de spart și trebuie să-i dai bine. Eventual și de pene, dacă ai noduri, cum am eu aici la câțiva bușteni. Dar pentru camping, pentru lemne de dimensiuni mici pe care le poți folosi în zona de camping, în partea inițială de pornirea focului, pentru asta e o tehnică foarte, foarte bună și eficientă. Încă un sfat foarte util: atunci când spargem un buștean, să luăm de exemplu acest buștean, încercăm să nu lovim în partea exterioară, da? Cea mai îndepărtată parte a bușteanului, pentru că toporul va trece și să vă oprim coadă și astfel deteriorăm coada toporului. Lovim pe mijloc sau începem de aici, da? Dar mare grijă atunci când începem de aici să nu ratăm și să treacă toporul și să ajungă în piciorul nostru. În funcție de esența lemnului, se poate sparge direct pe mijloc sau se poate sparge felii așa, pe părți. Dar asta e altă discuție. O tehnică foarte eficientă pentru procesarea lemnului de mici dimensiuni, atunci când trebuie să-l facem cât mai mic pentru a porni focul, este aceasta. Practic punem lama toporului pe unul dintre capete, pe lung, da? Ținem de aici, sau înfipt, da? Și continuăm această mișcare. E o mișcare foarte sigură, nu ne putem accidenta. E important să nu ținem degetele între coadă și lemn aici, da? Pentru că ne vom lovi. În rest, este extrem de eficientă și simplă. Și mergem mai departe, le facem cât de mici vrem noi. Procedurile astea mai de finețe le facem mult mai ușor cu un topor mai mic, mai ușor decât cu unul mai mare. Dacă vreau să tai un lemn, cele mai eficiente lovituri sunt cele la 45 de grade. Nu lovim niciodată așa, pentru că nu are nicio eficiență. Da? Lovim mereu la 45 de grade. Aceasta este lovitura. Nu deschidem unghiul mai tare, pentru că toporul va ricoșa și va ajunge în direcții nedorite. Da? Nu vom mai avea control asupra lui. Dacă unghiul e prea închis,
atunci nu avem eficiență, pentru că vine perpendicular, lovitura vine perpendicular pe fibra lemnului. Dacă unghiul e prea deschis, iar nu avem control asupra lamei, asupra poporului, acesta va ricoșa în diferite direcții. Cea mai eficientă lovitură este cea la 45 de grade. Dacă vrem să tăiem acest buștean și suntem nevoi să o facem cu toporul, așa cum v-am spus mai devreme, va trebui să folosim tăieturi la 45 de grade. Însă, alt aspect foarte important este distanța dintre tăietura din stânga și tăietura din dreapta. Da? Pentru că dacă nu ne luăm o distanță corespunzătoare, în timp ce tăietura înaintează în lemn, unghiul se închide și nu mai putem merge mai departe, lemnul nu se mai degajă din interiorul lemnului, astfel că scobitura trebuie să fie suficient de mare pentru a putea degaja lemn până ajungem pe cealaltă parte a bușteanului. Da? Iar reperul ăsta este destul de simplu de luat, cât de gros e lemnul, diametrul lemnului, la fel trebuie să fie de lungă și distanța dintre tăieturi. Aici avem, să zicem, 30 de centimetri. 30 de centimetri iau și între distanță și între tăieturi. Da? Nu o să tai acest lemn, am alte planuri cu el, dar cred că am fost destul de clar în explicații. Dacă suntem nevoiți să doborâm un copac care se află în picioare și avem doar toporul la dispoziție, atunci va trebui să facem două tăieturi. Îi vom indica direcția de cădere făcând o tapă la 45 de grade cu o tăietură la 45 de grade în direcția în care ne dorim noi să cadă, undeva la 20-30 de centimetri față de sol, da? Iar din direcția opusă, puțin mai sus de nivelul tapei, vom face cea de-a doua tăietură care practic va dobori copacul. Când avem de tăiat o creangă, o ramură, vom tăia mereu în direcția fibrei, în direcția de creștere a crengii. Da? Acesta este trunchiul, să zicem, iar asta e creanga. Da? Asta e direcția de creștere. Nu vom da niciodată așa, pentru că tăietura va fi foarte ineficientă, foarte greoaie. Mereu cea mai eficientă tăietură este aceasta, în direcția de creștere a crengii. Și pe cât posibil noi să ne aflăm, picioarele noastre să se afle pe cealaltă parte a trunchiului, nu pe partea de tăiere. Deci dacă creangă aici, niciodată nu tăiem, nu stăm mai și tăiem, stăm pe cealaltă parte și tăiem în acest fel. Toporul, când și-a terminat treaba, s-a dus într-o direcție exterioară față de corpul nostru. Da? Dacă stăm aici, este evident ce se poate întâmpla. O crăcană de acest fel este foarte utilă pentru a sparge lemne. Punem lemnul pe care dorim să-l procesăm aici, picioarele depărtate, și în orice direcție ar lua toporul, el se va opri în lemn. Dacă vrem să tăiem în două acest lemn, pentru a ne proteja, putem pune un buștean între noi și lemnul pe care vrem să-l tăiem. Și tăietura să înceapă din direcția picioarelor încoace. Încercăm să nu tăiem aici, deși chiar și aici toporul se va opri în bușteanul pus între noi și lemn, dar și aici se poate tăia extrem, extrem de eficient. Întoarcem. E foarte important să fim eficienți, dar și mai important este să fim noi în siguranță. Acestea au fost câteva sfaturi de utilizare corectă și eficientă a toporului în camping și gospodărie.
Sper că ați găsit informații utile, sper să vă folosiți de ele. Folosiți toate uneltele tăioase cu mare, mare grijă. Este foarte important să le știm, să le folosim eficient și în siguranță pentru integritatea noastră. Și să aveți mult spor în lucrările pe care le faceți. Dacă sunteți abonați la canalul de YouTube, apăsați pe subscribe, pe clopoțel pentru a primi notificări de fiecare dată când postez ceva nou și luați în considerare să mă sprijiniți prin linkurile din descriere. Iar e un ajutor foarte important pentru mine și mă ajută în mod concret să-mi susțin acest stil de viață aici în sălbăticie. Încă un lucru foarte important, lungimea unui topor nu trebuie să depășească lungimea brațului, a unui topor pe care să-l utilizezi cu ușurință. Da? Dacă este mai lung decât brațul, deja este mai greu de utilizat. Un topor care să poată fi folosit în siguranță și eficient și foarte versatil la majoritatea activităților, trebuie să fie cam cât lungimea brațelor. Acesta pe care l-am eu e puțin mai scurt, are coada undeva la 60 cm, dar să zicem coada de 70 de cm este maxim 70-80 cm, da? Oricum, cozile mai lungi se pun la topoare de spart sau topoarele mai mari de doborât. Ne vedem în curând la noi aventuri, la noi videouri aici pe canalul de YouTube. Aveți grijă de voi. Toate bune!